În esență, executivul a crescut numărul de consultații la care au dreptul pacienții, indiferent dacă aceștia fac parte din rândul persoanelor asigurate sau al celor neasigurate. Vestea are partea sa bună și vine ca urmare a publicării în Monitorul Oficial, partea 1, numărul 208 a hotărârii de guvern din 28 martie 2015. Respectiva reglementare legală stabilește ce modificări cuprinde atât pachetul minimal de servicii destinat neasiguraților, cât și pachetul serviciilor de bază pentru asigurați. În pachetul de bază au fost introduse noi servicii și au fost eliminate două care au avut o adresabilitate mică sau foarte mică. De exemplu, au fost introduse 5 analize computer tomograf, au fost introduse 4 RMN-uri, rezonanță magnetică nucleară, un examen radiologic de articulații și o ecografie transrectală. În ceea ce privește asistarea gravidelor și ale huzelor, acestea au în plus, de la 1 aprilie, câte o consultație gratuită în primul semestru de sarcină, respectiv lehuzie, indiferent dacă sunt sau nu asigurate. Trebuie specificat că la Giurgiu, bugetul Casei Județene de Sănătate a crescut cu 25%, ne-a mai informat șeful CJAS, dar și în aceste condiții, serviciile efectuate la nivel național de către furnizori sunt dependente de sumele alocate lunar celor care au contractat servicii medicale.